Bună Scorpion și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 3-9 octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Dragi scorpioni, în primul rând este o săptămână cu surprize foarte mari pentru voi, o săptămână în care nu prea puteți să controlați ceea ce se întâmplă și asta pe de-o parte nu o să vă plac, însă vedeți că ceea ce se întâmplă, chiar dacă tu nu poți să controlezi, sunt lucruri extrem de benefice, sunt eliberări da? și o să discutăm imediat. În primul rând, Mercur își menține mersul direct în fecioară și asta e bine te ajută aici să îți faci niște planuri așa de viitor foarte bine puse la punct, te ajută să vezi odată cam care e problema într-o relație, într-o situație, poate chiar e vorba de ceva important pentru tine, de un proiect pe care îl ai, un vis pe care îl ai. Socializezi foarte mult cu ceilalți în această săptămână, vezi în sfârșit care sunt persoanele benefice din viața ta. Și da, unii scorpioni au ocazia să să-și clarifice în sfârșit relația pe care o au cu persoana iubită. Vă spuneam că apar surprize. Da, Soarele și Venus se află în balanță pe casata 12. -a, iar asta înseamnă că ți se întâmplă tot felul de lucruri în această perioadă pe care tu nu le poți controla. Și vezi că sunt lucruri care țin de relații, asocieri, contracte, parteneriate, uh, sunt lucruri care țin de să spun așa, de cariera ta de vizibilitatea ta publică. Apar niște surprize de acolo total neașteptate. Da? Vezi că nu ai energia nici uh, necesară, deci nu ai energia vitală necesară. Pentru a te exprima, pentru a uh, încerca tu acolo să controlezi totul. Uh, vezi că această Casa 12 e o casă ascunsă, e o casă ciudată și ai acolo totuși micul benefic, da Venus, care te ajută enorm de mult, adică ai un noroc, da, cum s-ar spune, absolut fantastic pentru tine. Un moment interesant este trigonul dintre Mercur, care este în Mers direct și. Pluton din Capricorn. Foarte multă susținere au scorpionii pentru a încheia ceva, pentru a finaliza ceva ce ține de, nu știu, o strategie, acum o pui în practică. Poate chiar acum reușești să găsești o soluție importantă legată de rude, legată de prieteni, membrii ai familiei. Pentru unii poate să fie vorba chiar și de ideea aceasta de drumuri. Da, vrei să pleci undeva, poate nu uita că treci printr-o perioadă de transformări profunde, o perioadă în care poți să închei diferite situații. Oricum ești pus pe încheiat, nu da? vrei să închei, vrei să te eliberezi și este o perioadă în care scorpionul vrea să trăiască mai intens. Însă, repet, în această săptămână e bine să nu exagerezi. Da? Și mai am o informație să-ți transmit aici, anume Vezi că este o perioadă bună această săptămână să analizezi puțin trecutul să faci pace da? și așa vezi că poți să găsești niște soluții absolut geniale la niște probleme care repet țin de contracte asocieri parteneriate nu știu căsătorie vrei să te căsătorești vrei să divorțezi vrei o relație vrei să te muți cu cineva, deci apar schimbări din acest punct de vedere pentru scorpion, dar repet sfatul este să lăsați totul de la sine, nu încercați să să încercați să controlați pentru că nu sunteți ajutați. Din contra, acum Dumnezeu spune gata, ia pauză și eu îți elimin ce trebuie din viața ta, îți fac liniște, ordine și disciplină și tu de pe 24 octombrie încolo, gata, te poți apuca de treabă. Așa că profită de această perioadă. Dacă poți să ți iei vacanță, ia vacanță, dacă poți să te apuci de meditat, de lucrat pe zona aceasta spirituală, e ok tot înainte. Și vezi că apar și lucruri neprevăzute da, legate de carieră. Da? Pentru unii vedeți că aparent sunt lucruri ciudate. Da? Pentru, nu știu, unii dintre voi o să le percepeți ca fiind negative, alții o să le percepeți ca niște eliberări, ca niște binecuvântări. Depinde de caracterul fiecărei persoane. Avem o lună plină în Berbec, o lună plină vindecătoare, să știți, este în conjuncție cu chiron. Asta înseamnă că scorpionul încheie ceva, rezolvă ceva legat de muncă, sănătate, familie. Sau ceva legat chiar de un animal de companie, nu știu ce faceți fiecare. Uh, aș vrea să ai o mai mare atenție uh, în, uh, nu știu, în weekend pe tot ce ține de zona sănătății. Da? Să nu exagerezi, să nu te supra-soliciți. Se încheie o etapă la muncă, nu știu, avansezi, îți dai demisia, îți schimbi jobul, uh, se termină în sfârșit o perioadă ciudată, începe altceva, da? apar schimbări din acest punct de vedere. Ți-am zis sănătate, loc de muncă, membrii ai familiei și așa mai departe aici, se produc schimbări, dar repet, sunt benefice da, pentru tine. Hai să vedem și o carte oracol pentru Scorpion. În Raus vă placă perioada asta, că vă crește intuiția, se întâmplă minuni în viața voastră. Călăuzirea sublimă cerească, foarte frumos! Un dar din partea Arhanghelului Uriel. Culorile importante pentru tine sunt albastru, argintiu, verde, roșu și non-culoarea alb. Numerele importante pentru tine sunt 1, 4, 5 și 14. Pot fi date, pot fi ore. Uh, sunt numere după care e bine să te ghidezi. Arhanghelul Uriel îți transmite următorul dar. Îți ofer darul profeției și puterea de a menține și transmite nealterate tradițiile spirituale autentice. Îți asigur protecția rapidă și eficientă în orice fel de necazuri. Foarte frumos, dragi scorpioni! Deci aveți o protecție specială și așa cum vă spuneam și la început, ascultați-vă intuiția pentru că aveți o susținere absolut fantastică din acest punct de vedere. V-am spus, pentru unii o să fie interesant că o să vă crească intuiția, se întâmplă lucruri, cei care sunteți pasionați de zona spirituală o să vă simțiți bine. Dar, repet, nu exagerați nici cu munca, dacă simțiți nevoia să vă odihniți și să nu mai spălați vasele, lăsați-le așa că e ok. Repet, e și acea lună plină, deci Aș vrea să nu vă supra solicitați, dar să nu trageți de voi, ci să uh, lăsați lucrurile de la sine și să fiți deschiși în fața schimbărilor, chiar dacă e puțin dificil pentru un scorpion, că e un semn fix. Vă înțeleg că și eu am marcaj foarte puternic pe astrogramă scorpion, deci. Uh, e complicat pentru noi, dar e de bine. Prima carte pentru tine nouă de bâte, da, o teamă, o oboseală în această săptămână uh, Afli niște secrete sau se întâmplă niște lucruri benefice, dar de care parcă ți este teamă, parcă nu-ți vine să crezi că ar putea să fie reale. Și vezi că e vorba de un final. Îți este teamă de acest final, îți este teamă de această eliberare. Cu nouă de bâte, iarăși, îți transmit faptul că e bine să nu te suprasoliciți. 5 de cupe. Cinci de cupe reprezintă faptul că niște pahare să sparg, se întâmplă situații pe care, repet, nu le poți controla, dar sunt benefice pentru că Dumnezeu, divinitatea, cum vrei tu să spui, elimină din viața ta lucrurile care nu ți mai sunt benefice. În mintea ta, arcana majoră, puterea, aici poți avea o legătură cu un leu. Scorpionul, așa cum am spus, este provocat în plan profesional și vezi aici că poți avea o puternică legătură cu ideea aceasta nu știu eu, dar nu fi băgat în seamă sau tu vrei să faci ceva și te trezești că ceilalți iau cu totul și cu totul altă decizie sau nu te ascultă. E ok, mergi tot înainte pentru că, repet, acum este ca un test pentru tine, este o provocare pe care cu siguranță o vei depăși. Iar unii scorpioni își dau seama de pasiunea pe care o au față de un domeniu. Îți dai seama ce îți place să faci, îți dai seama încotro vrei să mergi. În inima ta, judecata, aici văd clar că se hotărăște ceva legat de viața ta privată. În sfârșit, ai acea discuție clarificatoare cu partenerul de viață. Alții, pur și simplu, începeți și vă concentrați mai mult pe propria voastră persoană. Judecata vorbește și despre o revedere da? sau despre faptul că, în sfârșit totul se termină. În sfârșit ceva se întâmplă în viața ta și te ajută să te eliberezi. Dar parcă și tu abia aștepți. La baza manifestărilor tale, patru de bâte, uite, unii scorpioni aveți parte de un eveniment important în această săptămână. Este o zi de naștere a unei persoane sau sunteți invitați undeva, se produce o întâlnire, e și o săptămână în care scorpionul o să dorească să mai lenevească puțin în pat sau să se ocupe puțin de inimioara sa și asta e foarte, foarte bine. Oricum, așa cum am spus, pentru unii e vorba de faptul că sunteți provocați. Unii o să acceptați cu brațele deschise, că abia așteptați cei mai mulți dintre voi, dar unii nu o să acceptați cu brațele deschise. Da? Este o citire generală, vă spun și partea bună și partea mai puțin bună. În exterior avem regina de băte. Aici văd o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, energică. Pentru unii poate chiar e vorba de o rivală sau e vorba de cineva care vrea să se distreze, vrea să se simtă bine. s a spus, poți avea un eveniment important în familie, în viața ta privată și așa mai departe. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți cavalerul de băte? Bun. Scorpionul primește o ofertă sau are o discuție uh, cu o persoană, dar vezi că această persoană, acest bărbat, această femeie are foarte mult curaj da? și se bucură foarte mult și de faptul că tu vrei să închizi ceva, să vrei să te eliberezi. Uh, pentru unii e vorba de o revedere da? cu o persoană dragă ție, o persoană apropiată a sufletului tău. Ai o puternică legătură cu persoane mai tinere sau persoane mai energice din fire. Parcă e o reuniune de familie sau mai departe, ultima carte pentru Scorpion, Regina de Spade și aici văd clar că pentru tine în plan profesional se finalizează ceva sau se clarifică ceva. Poate e legat de reputația ta, e legat de modul în care te percep ceilalți, dar pentru alții, așa cum îți spuneam, pot apărea provocări legate de acte, hârtii, documente. Uh, sunt situații destul de ciudate, dar repet, ai ocazia să te eliberezi. Să știți că unii scorpioni chiar voi o să stați, analizați puțin ce s-a întâmplat până acum, în ce poziție te afli și să-ți dai seama că e mai bine să închizi ceva să te eliberezi că oricum te obosește și n-are sens da. Bun, dragi scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te iubesc, te îmbrăcișez și să ne revedem cu bine la previziunile zilnice pe Zodii, la previziunile pentru luna octombrie și de asemenea te aștept și în comunitatea acestui canal dacă dorești să vezi și partea bonus, să vezi clarificările acestei situații. Te îmbrăcișez și îți doresc o săptămână cât mai frumoasă cu eliberări.